În acest tutorial vedem cum funcționează noua aplicație de Facebook a evenimentului zilei și aflăm care sunt cele mai importante facilități de care putem beneficia. Accesăm pagina de Facebook a evz.ro, respectiv www.facebook.com/evz.ro și dăm click pe tabul destinat aplicației evenimentului zilei. În acest fel, ajungem la noua aplicație de Facebook a evenimentului zilei. Feed personalizat. În primul ecran găsim cele mai noi știri din domeniile actualitate, politic, sport, viață, EVZ special, economie, turism și timp liber. Pe măsură ce citim articole, aplicația învață care sunt categoriile și subiectele preferate de noi și ne va face sugestii personalizate. Activitatea prietenilor. În partea dreaptă a feed-ului personalizat, vedem articolele citite de prietenii care folosesc aplicația, precum și articole recomandate de ei. În cazul în care nu avem niciun alt prieten care folosește aplicația, în locul casetei cu activitatea prietenilor ne apare posibilitatea de a recomanda aplicația. Articole exclusiv pentru Facebook. Imediat după zona de feed personalizat, găsim o secțiune cu articole exclusiv pentru aplicația de Facebook a evenimentului zilei. Top articole. Aici vedem articolele care sunt în topul citirilor pe www.evz.ro. Știri de ultimă oră. În secțiunea știri de ultimă oră găsim cele mai recente 5 știri. Citește despre. Fiecare categorie principală din site are un buton corespunzător în meniul Citește despre. Apăsând pe unul dintre ele, ajungem pe pagina categoriei respective din aplicație. Acreditări. Pentru a încuraja interacțiunea utilizatorilor cu aplicația, există un sistem de acreditare a utilizatorilor activi. Acei utilizatori care recomandă articole, care recomandă aplicația, care lasă comentarii la articole sau care citesc foarte multe articole din aplicația de Facebook, sunt răsplătiți cu badge-uri pentru activitatea lor. Pe toate paginile aplicației există în colțul dreapta sus butonul Like, pe care dacă apăsăm, devenim fan al paginii de Facebook EVZ. Dacă suntem deja fani, nu mai avem afișat acest buton.